Ca pacient în cabinetul stomatologic, un copil este mai mult decât un adult în miniatură, impunând proceduri și tehnici de comunicare potrivit cu nivelul lor de dezvoltare intelectuală, emoțională și fizică. Stomatologia pediatrică are scopul de a preveni și trata afecțiunile orodentare din primii ani de viață și până în adolescență, respectând particularitățile fiecarei categorii de vârstă. Este cu siguranță o ramură vastă a stomatologiei, incluzând o varietate de proceduri preventive și terapeutice, despre care vorbim astăzi împreună cu doctor în științe medicale, Petcu Blanca, șef de lucrări în cadrul UFST la disciplina de prevenție orodentară. Bine ați venit, mă bucur că sunteți aici. Mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să începem printr-o întrebare simplă. Când este momentul potrivit pentru prima vizită la stomatolog a unui pacient copil și care este, de fapt, rolul acesteia? Se recomandă ca această primă vizită la medicul stomatolog să se facă pe cât posibil în primul an de viață al copilului. În mod similar cu acele controle sau evaluări pe care le realizează medicul de familie sau medicul pediatru de la caz la caz, la o lună, la două luni, la șase luni, după cum impune graficul de dezvoltare al copiilor sau la fel cum micuții sunt duși la oftalmolog pentru evaluarea la 6 luni sau în cazul unor mici defecte observate în capacitatea motrică sau în dezvoltarea membrelor, se efectuează acele controle, evaluări și tratamente kinetoterapeutice. În mod similar procedăm și la stomatologie, dar aici intervin și alte beneficii. În primul rând, micuții se familiarizează cu cabinetul stomatologic și tot ce înseamnă ambientul acestuia. În primul rând, personalul medical, aparatura care este și atractivă pentru ei, interesant, de asemenea, poate chiar și sunete sau niște mirosuri specifice stomatologiei, că uneori facem și asemenea asocieri. Acest lucru sau aceste vizite inițiale practic pun la îndemână niște condiții care vor facilita împrietenirea medicului stomatolog cu viitorul pacient. Pe de altă parte, aceste vizite sau o primă vizită la stomatolog poate oferi și ocazia părintelui să obțină niște sfaturi legate de igiena orală atât de importantă în rândul copiilor sau, de ce nu, chiar și consiliere alimentației. Ce să mănânce, să fie mai puține sănătos din punct de vedere al sănătății dinților. Sunt chiar multiple avantaje pe care le oferă aceste întâlniri. Cu cât mai devreme se realizează aceste întâlniri inițiale într-un cabinet sau clinică stomatologică, cu atât sunt mai mici șansele ca acel copil să se prezinte cu dinții afectați de carii. Deci, practic, acele întâlniri vor deveni niște evenimente plăcute pentru copil. Ba chiar mai mult, cu atât mai mari sunt șansele să se dezvolte acel concept de dental home, unde micul pacient beneficiază de o locație unde el este monitorizat, este ținut sub observație și mulțumită consilierii parentale, practic se evită dezvoltarea acelor neplăceri, dureri care apar în cazul în care se neglijează sănătatea și igiena orală a acestor copii. Pentru unii părinți ar putea părea hilar, inutil, plimbatul acesta la stomatolog și înapoi, deși aceste întâlniri chiar deschid calea unei bune colaborări și o colaborare proactivă din partea micuților cu medicul stomatolog. Pur și simplu șezutul într-un fotoliu dentar sau privilegiul de a apăsa câteva butoane pe echipamentul stomatologic sau de a simți senzația pe care o lasă un jet de aer propulsat pe mânuță, eventual însoțită și de câteva explicații mai interesante, atractive sau chiar educative mai târziu pentru copii, poate să reprezinte o experiență unică, memorabilă și chiar cu efecte cât se poate de benefice pentru orice copil și la orice vârstă. Nu pot să nu menționez faptul că aceste prime vizite la stomatolog se recomandă a fi făcute în colaborare cu un medic pedodont, pe cât posibil, sau orice alt medic stomatolog
care își oferă timpul, răbdarea, uneori poate chiar și abilitățile jucăușe de a face această incursiune cât mai plăcută pentru copii. Și, bineînțeles, este de evitat a se folosi glumele sau anecdotele cu implicații negative în care micuții se afle de la membrii de familie sau cunoștințe că stomatologia este dureroasă sau că le este frică de medicul stomatolog. Și tot în acest context este nefavorabil să menționăm medicul stomatolog sau injecțiile anestezice, de care uneori chiar avem nevoie, ca bau-bau, amenințare, pedepse, vezi că dacă nu te speli pe dinți, ajungi la dureri și ai nevoie de injecții, pentru că acestea, tot așa, îngreunează foarte mult colaborarea între medic și viitorul mic pacient care urmează a beneficia de eventuale tratamente. Și de asemenea, dacă aceste prime vizite la stomatolog se realizează în plin puseu dureros, atunci când copilul eventual nici n-a dormit 2-3 nopți, este slei de puteri, mai puțin mâncat, la capătul răbdării, colaborarea va fi mult mai dificilă, mai anevoioasă, mai ales că se va face într-un spațiu nou, izbitor de străin pentru el și știm copiii se simt în siguranță când revin într-un loc totuși cu care s-au familiarizat. Ce tratamente se realizează copiilor? Există tehnici speciale adaptate la nivelul lor de înțelegere, pe categorii de vârstă eventual? Da, copiii, pe de-o parte, pot beneficia de o serie de tratamente similare cu cele pe care le efectuăm la adulți, dar poate că folosim mai materiale mai dedicate acestui segment de vârstă. Copiii pot prezenta carii și atunci au nevoie ca aceste carii să fie curățate, să se îndepărteze porțiunile afectate de carie și atunci să se așeze în loc materiale de obturație, acele plombe. Sau, de asemenea, uneori intervenim prin tratamentele endodontice, adică tratăm sau chiar îndepărtăm în totalitate nervul dentar infectat. Sau copiii se pot prezenta la cabinet cu pete pe dinți sau diferite defecte de structură pe care fie le dobândesc în cursul dezvoltării, fie ulterior și trebuie să intervenim cu paste de remineralizare sau reconsolidare a structurii afectate. Ca să nu mai vorbim că și copiii pot dezvolta gingivită, inflamația țesutului gingival moale și iar trebuie să intervenim, sau și chiar în rândul lor, chiar mai frecvent, survin accidentele. Ei sunt foarte activi, au activități deosebit de dinamice și accidentele adesea se pot solda cu traumatisme dentare care impun de asemenea tratamente. Da, există probabil o parte din anomaliile dentare, osoase sau unele accidente nu neapărat depind de îngrijirea zilnică a dentiției micuților pacienți. În schimb, cele mai multe probleme, într-adevăr, pot fi prevenite și foarte ușor prin implicarea lor și a părinților, prin igiena dentară corectă și regulată, o alimentație echilibrată și raționalizată, respectiv și prin implementarea unor reguli de siguranță minime, specifice oricărei familii. De ce este important să tratăm dinții temporari? Pentru că am primit uneori întrebarea din partea părinților, care veneau pentru prima oară în jurul vârstei de 5 ani cu pacienții la stomatolog. Întrebarea aceasta, de ce trebuie să tratăm dinții temporari dacă oricum în jurul vârstei de 6 ani începe dentația mixtă, încep să erupă dinții permanenți? Îngrijirea dinților temporari este cât se poate de importantă, chiar dacă ei, după câțiva ani de viață, se vor schimba. Și aici, poate, argumentul cel mai important pe care îl aducem noi în profesie este că, deși viața lor pe arcada dentară este una scurtă, de scurtă durată, ea influențează atât sănătatea dentiției permanente a copiilor, cât și sănătatea generală a copilului și a viitorului adult. Adică orice problemă care survine în dentiția temporară, să zicem la nivelul molarilor, spre exemplu, care duce la un moment dat la afectarea lor severă sau chiar și pierderea acestor dinți din așa numita zonă de sprijin laterală, ea va avea repercusiuni asupra
menținerii acestui spațiu deosebit de important și totodată va avea consecințe asupra erupției dinților permanent sau alinierii acestora. Vorbind despre tehnicile de tratament și medicația utilizată în stomatologia pediatrică, există ingrediente minune care fac parte din medicina alternativă cu rol terapeutic pe care părintele poate să le folosească acasă așa încât să prevină apariția cariilor? Părinții zilelor noastre sunt expuși la numeroase surse de informare și nu întotdeauna aceste produse sau metode terapeutice pot funcționa exact ca în reclame sau ca tratamente curative care să ofere, ca un miracol, să ofere rezolvarea problemelor ce survin în rândul copiilor. În schimb, în stomatologia pediatrică dispunem de o serie de materiale biocompatibile, adică sunt sigure, nu influențează sănătatea copiilor și care, pe de altă parte, pot avea efect profilactic în prevenirea carilor și altor afecțiuni sau pot să aibă efect terapeutic sau chiar pe ambele. Un astfel de exemplu ar fi cimenturile ionomer de sticlă, care se folosesc pe post de plombe. Odată cu îndepărtarea țesutului carios din dintele afectat de carie, punem acest material de obturație care nu doar redă funcția, morfologia inițială a dintelui, dar joacă și un rol de material bioactiv. Asta însemnând că permite un flux de minerale, de ioni către structura dentară care poate fi ușor slăbită și este un efect suplimentar. Sau la fel, chiar și pastele, cremene cu rol de remineralizare pe care le folosim atât pentru prevenirea carii dentare, dar pe unele și în anumite situații chiar și pentru inversarea proceselor carioase incipiente. Astfel încât pot reda o parte din structura minerală pierdută a dinților. Ceea ce este important, părinții să dobândească aceste informații din surse sigure, documentate și în acest sens medicul stomatolog poate fi un ajutor prețios. Pe de o parte, el, prin activitatea zilnică, dobândește o experiență pe care o poate împărtăși părinților și, pe de altă parte, participă și la cursuri, congrese de formare medicală continuă, prin care își menține cunoștințele și, practic, cunoaște ghidurile de practică internațională actuale. Legat de siguranța pacientului în cabinetul stomatologic, aș vrea să vă întreb cât de sigure sunt examenele radiologice, când se realizează prima radiografie și ce elemente urmărește medicul pedodont în cazul acesteia. Prima radiografie la pacienții de vârstă mică se realizează undeva în jurul vârstei de 6-7 ani, atunci când se face, practic, trecerea, schimbarea de la dentiția temporară la cea mixtă și apoi progresiv spre cea permanentă și se face strict la recomandarea medicului stomatolog, pedodont sau ortodont, în funcție de caz. Desigur, sunt situații în care aceste radiografii, evaluări radiologice, pot deveni necesare chiar și înainte de această vârstă. Chiar și la 3-4 ani ne putem imagina un accident soldat cu traumatism dentar, în care se impune o astfel de radiografie pentru a evalua osul, rădăcina dintelui sau eventuale leziuni din jurul respectivului dinte. Sau sunt situații în care dorim să apreciem măsura în care o infecție sau o carie foarte avansată a afectat dinți adiacenți, țesuturi înconjurătoare. Și în acest caz, radiologia ne poate fi un instrument deosebit de util. Ceea ce aș sublinia mai degrabă este că radiologia digitală, cea pe care o folosim actualmente, este nu doar modernă în sensul că oferă imagini de bună calitate, ci vine la pachet și cu reducerea semnificativă a radiațiilor. În sensul că astăzi folosim, în cadrul radiologiei digitale, folosim senzori digitali,
Asta presupune scurtarea timpului de expunere a copiilor și, de asemenea, necesită și doze reduse din aceste raze ionizante de care se tem părinții copilașilor. Și, bineînțeles, avantajul major constă și în precizia, acuratețea net superioară a radiologiei digitale, spre deosebire de tehnologia clasică. Și aceste imagini, pentru că sunt atât de superioare din punct de vedere calitativ, ne ajută în mod clar în diagnosticul facil, în stabilirea unui plan de tratament și, de ce nu, uneori chiar și în monitorizarea evoluției cazului. Așa să încheiem ediția de astăzi, întrebându-vă care este cheia succesului tratamentelor stomatologice efectuate la copii, în opinia dumneavoastră. Eu aș spune că totul pornește de la educație. Nu neapărat educația de acasă, pentru că uneori poate căutăm vinovații, în sensul că aceste informații corect asimilate sau mai degrabă lipsa lor nu neapărat înseamnă o neglijență sau o inconștiență din partea părinților. Cu siguranță toți părinții își doresc ceea ce este mai bun și mai sănătos pentru copii. În schimb, un părinte bine informat sau corect informat cu siguranță are puterea de a lua niște decizii conștiente, documentate și în favoarea propriilor copii pentru un zâmbet cât mai sănătos. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și pentru participarea dumneavoastră la InfoDent. Noi ne revedem și săptămâna viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție și rămâneți cu bine!